În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, ne înclinăm înaintea Ta cu inimile smerite și cu dorința de a trăi în smerenie, așa cum ne-ai învățat. Suntem conștienți că smerenia este calea către mântuire și ne rugăm să ne luminezi inimile și mințile, astfel încât să fim mereu umili înaintea Ta și în relațiile noastre cu semenii. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai venit în lume nu ca un stăpân pământesc, ci ca un slujitor și mântuitor, iar noi ne sârguim să fim smeriți urmând exemplul Tău. Îți suntem adânc recunoscători pentru că ne-ai arătat că smerenia nu înseamnă slăbiciune, ci putere în fața ispitelor și iubire față de aproapele. Învrednicește-ne, Doamne, să ne asumăm cu smerenie misiunea de a fi slujitori ai dragostei și ordinii în lumea aceasta plină de tulburări. Doamne Iisuse, ne rugăm să ne deschizi ochii și inimile ca să înțelegem cu adevărat sensul smereniei. Fă-ne să renunțăm la mândria și egoismul care adesea ne îndepărtează de Tine și de ceilalți. Te rugăm să ne umpli inimile cu umilința adevărată. Să recunoaștem slăbiciunile noastre și să căutăm smerenia în fața Ta și în relațiile dintre noi. Doamne, mărturisim în fața Ta slăbiciunile și păcatele noastre. Ne cerem iertare pentru momentele în care am căzut în trufie și am uitat să fim smeriți. Te rugăm să ne dăruiești harul de a ne îndrepta inimile către Tine, de a ne spovedi sincer și de a căuta mereu smerenia care ne apropie de Tine. Te rugăm, Doamne, să ne umpli inimile cu iubire și compasiune pentru ceilalți. Ajută-ne să vedem și să prețuim calitățile și darurile celorlalți. Să fim gata să-i slujim și să-i ajutăm fără să așteptăm laude sau recunoaștere. Deschide-ne ochii să vedem fața Ta în fiecare ființă și să acționăm cu umilință în prezența Ta. Doamne Iisuse, învrednicește-ne să fim smeriți în gândurile, cuvintele și faptele noastre. Fă ca fiecare acțiune să fie îndreptată spre slava Ta și spre binele celorlalți. Te rugăm să ne ajut să ne ferim de trufie și de aroganță, făcându-ne să nu uităm că orice dar și talent pe care îl avem vine de la Tine și este pus în slujba binelui comun. Te rugăm, Doamne, să ne înveți să ne acceptăm pe noi înșine și să acceptăm și să ne iubim aproapele așa cum este El, fă ca inimile noastre să nu fie pline de prejudecăți și de spirit critic, ci să fie deschise și pline de compasiune. Ajută-ne să fim sprijin și încurajare pentru cei din jur, să-i ridicăm în rugăciune și să le fim alături în necazuri. Doamne Iisuse, ne rugăm să ne ajuți să ne smerim în fața greutăților și încercărilor vieții. Fie ca, în loc să ne plângem și să ne revoltăm, să ne încredem în planurile Tale și să vedem fiecare provocare ca pe o oportunitate de creștere și înțelepciune. Dă-ne răbdare și putere să traversăm dificultățile cu smerenie și cu credință. Te rugăm, Doamne, să ne înveți să fim smeriți în recunoștință pentru darurile pe care ni le-ai oferit. Fie ca inimile noastre să fie pline de recunoștință și să nu uităm niciodată că totul provine de la Tine. Ajută-ne să fim recunoscători pentru viața pe care ne-ai dăruit, pentru iubirea și mila Ta și pentru harurile pe care ni le-ai împărțit cu generozitate. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și pentru dorim să Te slujim cu adâncă smerenie. Fă-ne slujitori adevărați și smeriți în lucrarea Ta în lume. Deschide-ne inimile să vedem nevoile celor sărmani și suferinzi, să fim gata să-i ajutăm și să fim instrumente ale iubirii Tale în lumea aceasta însetată de compasiune. Doamne, încheiem această rugăciune cu umilință și recunoștință înaintea Ta. Ne încredem în bunătatea și îndurarea Ta și Te rugăm să ne ajut să fim smeriți în toate aspectele vieții noastre. Cu încredere și iubire, ne închinăm în fața Ta și ne încredințăm mâinilor Tale ocrotitoare. Amin.